Salutare, prieteni! Astăzi vom vedea unde se află portul OBD2, portul de diagnoză, la acest Nissan Juke. Nissan Juke din 2010. Acesta se află cum deschidem ușa de la șofer. Se află imediat sub volan. Îl puteți observa acesta alb. Este foarte ușor accesibil. Nu trebuie desfăcut niciun capac, nimic. Deci este pe partea cu volanul chiar dedesubt. Sper că v-a fost de ajutor această informație.